Bună, Hector! Ai parte de un zbor plăcut astăzi? Oh, Hector! Norul acela nu arată prea bine. Hector, atenție! Oh, nu! Hector, ești atât de murdar! Și par și bolnav! Trebuie să zbori la spălătoria lui Tom chiar acum! Wow, băieți! Pizza asta arată minunat! De care este? Pepperoni! Păi, îmi pare rău să vă întrerup de la masă, dar elicopterul Hector are nevoie de ajutor. Ia uite că vine Hector! Care e planul, Tom? Cum vei curăța cenușa neagră de pe Hector? Bună idee! Hai să vedem câtă mizerie putem peria! Wow! Ia te uită câtă mizerie! Ce urmează, Tom? A, jeturile! Cu bule de săpun! Asta îl va curăța pe Hector foarte bine! Hector, arăți mult mai bine! Oh, dar încă tușești! Tom, Hector încă tușește! Cred că ai inhalat niște praf! Ai vreo idee? Oh, un inhalator! Asta va face ca plămânii lui Hector să se simtă mai bine! Ok, Hector, pregătește-te să inspiri adânc! O inspirație, două inspirații, trei inspirații! Bună treabă, Hector! Deci, Hector, cum te simți? Asta e bine, nu e distractiv să tușești! Ia spune, micule Tom, și tu tușești? Ai și tu nevoie de inhalator? Micule Tom, câtă pizza ai mâncat? Păi, hai să ne întoarcem la Hector. Mă întreb oare ce o face. Acum mai trebuiești limpezit și uscat. Îți place uscătorul, nu-i așa? E ca și cum ai zbura. Du-te, Hector, du-te! Dar înainte să pleci, haide să dăm cu puțin poliș. Acum poți vedea norii aceia murdari mai bine și îi poți ocoli. La revedere, Hector! Să ai un zbor plăcut! Bună treabă, Tom! Acum îți poți termina pizza. Oh, nu! Micule Tom, ai mâncat toată pizza cât Tom a fost plecat? Oh, micule Tom! Salutare, Penny! Pari foarte fericită astăzi! Mergi undeva anume? Doar dai o tură? Asta e plăcut! Oh, nu! Cred că acolo este un incendiu, Penny! Măcar Frank a pornit să ajute! Unde mergi, Penny? Crezi că ești în siguranță să zbori înspre fum? Păi, cred că ar trebui să fii foarte atentă! Atenție, Penny! Oh, nu! Penny, ești bine? Arăți foarte murdară! Poate ar trebui să-l vizitezi pe Tom. El va putea să te curețe din nou. Bună, Tom! Avionul Penny ar vrea să vină să te vadă. Poate ateriza pe șosea? din neatenție, Penny a zburat prin fum. Crezi că o poți ajuta să se curețe? Păi, asta e minunat! Mai bine l-ai urma pe Tom, Penny! Ok, Penny, ești gata să fii spălată? Putem începe atunci, Tom! Ce urmează, Tom? Oh, înțeleg. Wow, Penny! Ești din nou curată! Cred că ar trebui să te uscăm acum. Ești gata de decolare, Penny? Cum te simți, Penny? Te simți ca și cum ai zbura? Oh, uite! Ești uscată! Tom, crezi că Penny e suficient de curată acum? Cred că ai dreptate. Arată foarte curată. Mulțumim, Tom! Bună treabă, Tom! Și bună treabă, Frank! Poate data viitoare te vei feri de foc, Penny. Ne vedem în curând! Asta este foarte interesant. Ceva spectacol pare să se întâmple aici în parc. Este Carlo. Dar de ce face o pizza gigantică? Și de ce toată lumea privește? Salutare, trupă! Ce se întâmplă aici? Carlo încearcă să facă cea mai mare pizza din lume? Incredibil! Ce perfecționist! Mai bine te-ai grăbit, Carlo. Începe să bată vântul. Poftim? Pizza gigantică își ia zborul? Oh, nu! A aterizat pe Carlo. E acoperit de pizza, brânză și sos. Jerry are dreptate, Carlo. Vor ieși foarte ușor. Privește partea bună. Ei, a ieșit soarele. Tom, crezi că l-ai putea duce pe Carlo la spălătoria ta? Nu va fi ușor să îndepărtezi brânza. Carlo este într-un adevărat dezastru. Cum vei curăța totul, Tom? Vrei să începi cu săpun și bureți? Și apoi să razi brânza? Tatăl tău spune că poți apăsa butoanele azi, micule tău. Vrea să înceapă cu jeturile de apă, ca să elimine sosurile de pizza. Ei, ăsta e un start bun, dar e încă departe de perfecțiune. Haide să vedem dacă Tom are ceva pentru a îndepărta tot sosul ăsta de roșii. Tatăl tău crede că brânza va rămâne pe perii. Încearcă alt buton, micule Tom. Săpun și bureți. Mult mai bine. Of, Doamne! Sosul de roșii face bulele să fie roșii. E timpul să curățăm sosul cu bureții. Încă este multă brânză pe tine, Carlo. Nu te îngrijă. Tom va ști exact ce e de făcut. Ai ceva cu care să putem scoate toată brânza blocată în roțile lui Carlo, Tom? Dar asta arată ca o trusă de budincă gigantică. Cum va funcționa? Carlo, nu te panica. Căldura este doar pentru a topi brânza din nou, astfel încât să fie mai ușor să eliminăm petele de pe tine. E exact ca budinca. Excelent! A funcționat! Mai sunt doar petele acelea lipicioase de curățat. Bună idee, micule Tom. Rolele astea vor ajuta cu siguranță. Minunat! E timpul pentru limpezire, apoi uscare și ești gata. Nu te îngriși. Mustața îți va crește din nou în curând. S-ar putea să ai nevoie de puțină ceară la copac. Tom, ai ceva care ar putea face mustața lui Carlo să arate mai bine? Perfect! Minunată treabă, băieți! Carlo vrea să vă mulțumească amândorura cu o pizza. Mai bine ați duce-o înăuntru imediat, totuși. Încă este vânt afară. Vedem data viitoare. Văd că cineva se distrează pe cinste. Bună, Jerry! Te bucuri să ai șoseaua doar pentru tine? Oh, e Ben și transportă o mulțime de pepeni. Mai bine ai încetinit, Jerry. Poftim? Vei încerca să-l depășești? Dar, Jerry, nu e spațiu suficient. Nu te îngrijora. Nu cred că ai accidentat remorca cu pepenea lui tău. Doar păstrează distanța de acum. Oh, poate că totuși ai făcut ceva pagube. Ce s-a întâmplat? Jerry ți-a stricat remorca încercând să te depășească, iar acum e acoperit de pepeni și paie. Vrei să-l duci la spălătoria lui Tom? Asta e foarte generos, Ben. Ben se simte vinovat și ar vrea să te ducă la Tom. Drăguț, nu? Lui Jerry îi pare foarte rău că ți-a deteriorat remorca, Ben. Salut, micule Tom! Ești în căutare de clienți? Păi, ai noroc! Echipa de la sol către maiorul Tom. Ai un client. Este Jerry. A stricat remorca cu pepenea lui Ben și toți au căzut pe el. Nu te îngrijora, Jerry. Tom spune că jeturile de apă te vor curăța imediat. Ai dreptate, micule Tom. Pepenii s-au dus, dar sunt încă paie blocate în roțile din fața ale lui Jerry. Și multe semințe pe marginile parbrizului. Ce vei folosi în continuare, Tom? Pensete gigantice și o scobitoare. Perfect! Gata, Jerry? Ar putea fi puțin inconfortabil. Excelent! Paiele s-au dus. Acum semințele. Încearcă să ții ochii deschiși, Jerry. Bună treabă, Jerry! Ai fost foarte curajos! Pensetele și scobitoarea și-au făcut treaba. Jerry are acum nevoie doar de o limpezire bună. Și poate un motiv de a zâmbi. Un topogan cu apă sună ideal! Haide, Jerry! O să-ți placă asta! Aici îl va aduce topoganul pe Jerry. A fost atât de distractiv pe cât pare? Doar uscătorul acum. Apoi ești gata. Jerry vă mulțumește amândorura. Mulțumim pentru tot. Mai aveți încă două surprize pentru el? Urmează-l pe micul Tom, în timp ce tatăl său merge să aducă ceva. E ulei de lavandă. Te va păstra proaspăt pe șosea. Tom are o nouă remorcă pentru tine, Ben. Să fii atent acum, Jerry, să nu cumva să mergi prea încet. Mulțumim pentru tot, băieți! Ne vedem data viitoare! Salutare, Penny! Mergi și tu spre ziua de naștere a lui Matt? Minunat! Să mergem împreună! La mulți ani, Matt! Oh, tortul arată minunat, Charlie! Oh, oh, alunecă! Of, Doamne! Nu te îngrijora, Penny. Îi dăm noi de capăt. Charlie are dreptate. Spălătoria lui Tom te va curăța imediat. Și e și foarte distractiv. Haide! Urmează-l pe Tom, Penny. Va avea grijă de tine. La ce te gândești, Tom? Mă întreb ce-o pune la cale. La ce te gândești, Tom? Oh, dar ce face asta? Mă întreb oare ce-o fi în această cameră? Oh, sunt baloane de săpun! Să nu-ți intre în ochi, Penny! Te-ar putea ustura puțin. Ai dispărut din nou, Penny! Of, Doamne! Ha-ha! Se pare că cineva se gâdilă puțin. Ce urmează? Ah, înțeleg. Bine gândit, Tom. Doar buretele va reuși să curețe asta. Minunată treabă, Tom! Ești aproape gata, Penny. Mai trebuie să te limpezim și să te uscăm. Stai puțin, Penny. Încă nu ești gata. Încă ești foarte udă. Aproape am terminat. Arăți minunat, Penny. Cum te simți? Bună idee! Să mergem înapoi la petrecere! Ia uitați cine s-a întors! Ah, asta e drăguț din partea ta, Charlie! Ha-ha! Cel puțin știu că nu va trebui să vizitez din nou spălătoria. Mulțumim din nou, Tom! La revedere, prieteni!